în camera cu arme a unui nobil crud. Stătea un fel de șarpe cu coada despletită, între monezi de aur și un fir de stalactită, întoarsă cu tăcerea sparipa de sud. În raftul doi al minții înaripați și tandri, doi îngeri beau esență de viperă cu corn, așa că dintr-o dată îmi vine să răstorn oceanul și să cadă din el niște scafandri. Vitraliile țipă cu galben și cu mov, să ies din vizuina în care o scrisoare împuge agitată direct printre picioare dintr-o perdea secretă lăsată din alcov. Ceva cu nepăsare mă împinge prin ovale oglinzi venețiene și litere subțiri, să văd dacă de frică mai vezi să mai respiri, jucând la o ruletă frumoasele pumnale, cu toate că venise și un șoarece pătat, să ronțe coperta și florile rămase, i-am dat în dară regine exact ce mai rămase, adică biruința să scoată un oftat.